Mai avem doar 5 minute și n-aș vrea să ratăm următoarele răspunsuri la următoarele întrebări. Povestea principală, după părerea mea, pentru cel care ne urmărește, este inflația în 2023. Cum vedeți? Există o modalitate de a o combate? Și doi, adică să mergem pe ideea de a cumpăra aur la propriu, ca să zic așa? Deci nu există problemă fără soluție. Da? Asta e unul, principial vorbind, da? Pormă, inflația este un fenomen monetar. Îl produce Banca Centrală și băncile comerciale, da? Una din sursele inflației, sau de ce se produc bani, pentru că există deficite bugetare. Ca politicianul să stopeze deficitul bugetar, trebuie ca populația să-i ceară chestia asta. Ori în lista de revendicări ale oamenilor nu se regăsește echilibrul bugetar, din păcate. Implicit nu se regăsește nici pe agenda politicianului, da? Dar dacă n-ai echilibru bugetar, ori iei bani cu împrumut, ori tipărești bani. Nu există altă cale, da? Deci trebuie să te duci către un echilibru bugetar. Acum, cum te protejezi tu ca individ împotriva inflației, care eu nu văd niciun... Nu există vreo informație pentru care ar trebui să scadă. Toate datele pe care le avem arată că ea va continua. Ministrul Finanțelor adormiți, vă da. Contrazice și a venit chiar în primele săptămâni zic și a să zis fie bine. Vom avea o inflație cu o singură cifră la sfârșitul anului. Nu vom avea. Vom avea. În momentul de față e cu două. Da, e în jur de 16. N-ar trebui să o avem cu nimic între noi, fie vorba, pentru că inflația înseamnă furt de timp. Da? Acum, la nivel individual, într-adevăr, probabil că cea mai optimă formulă este ca imediat ce ai câștigat și ai un surplus care nu-l cheltui, de acord? Îl pui deoparte, da. Să îl transformi în resursă naturală neregenerabilă, de exemplu în aur sau în argint. Aha. Deci brut, asta ar fi... fizic. Asta ar fi acoperirea cea mai păi, bună. La momentul la care am produs venitul, la momentul la care mi-am dat timpul, am produs venitul, cum pot să îi stochez valoarea ca să nu mi se devalorizeze? Trebuie să știu că nu am nevoie de el și dacă nu am nevoie de el 5 ani, 10 ani, o parte din venit, de acord? Trebuie să mi-l stochez într-o resursă naturală. Sigur, lumea o să vină și o să zică, păi case, imobile. De acord, sunt și astea o variantă investițională bună. Mai degrabă au fost decât mai sunt, că a scăzut chestiunea asta. Dar în momentul, pentru că îmi produce chirie, aurul nu îmi produce venit, de acord? Da, dar e important să îmi producă o chirie care să depășească costurile asociate. Unul din costuri este uzura, uzura imobilului. Corect? Da. Fiecare an care trece e în defavoarea noastră. Bun. Deci pot să îmi asigur venituri pe următorii 5 ani, 10 ani. Cu aurul îmi acopăr venituri, îmi asigur venituri în ultimii 10 ani. Aha. Înțelegeți ce spun? Da. Dar dacă le compar pe cele două, uitați-vă ce se întâmplă cu utilitățile. Și... Cu impozitele, da? Da. Deci, ce, când am nevoie de bani, iau o fereastră din imobil sau o vând? Aș lua dacă ar fi... Pot să plec cu imobilul în spinare în Bulgaria sau în Spania? Nu. Escut. Nu pot nici să iau o fereastră din el și să vând. Deci nu am divizibilitatea. Și după aceea vine statul, am utilitățile? Nu. Le dețin? Nu. Nu. Ce este imobilul fără utilități? O peșteră mai a cătării. A, pentru unii e mai palatul. Am înțeles, dar e o peșteră mai a cătării. Asta este fără utilități. Când tu nu controlezi utilitățile și după aceea mai vine statul și vede chestia asta și mi-a un impozit. Nu controlezi costul de impozit, nu controlezi costul de utilități. Care mai e valoarea imobilului? Înțelegeți? Deci a devenit periculoasă treaba asta. Dar dacă mă duc în euro sau în dolari, în valute forte? Scăderea puterii de cumpărare e și acolo. Care? Nu mai există valută forte. Deci,
omenirea trebuie să revină la monedă cu acoperire integrală în resurse. Iar resursele sunt resurse naturale și resurse de timp. Asta este marea... Deci până nu facem reforma asta, orice altă reformă va fi șchioapă. Va fi șchioapă. Pentru că și Banca Centrală Europeană a mărit masa monetară cu vreo 30%, Banca Federal Reserve a mărit-o cu 45-50% în ultimii 3 ani vorbim. Da, în ultimul cursul, an cel puțin. Și cursul da. De schimb, dacă vedeți că e relativ stabil între ei. Pentru că au mărit, oarecum s-au aliniat. Da, da, da. Au mărit în același timp toți. Și atunci normal că nu prea s-a devalorizat leu. A avut dolarul o perioadă în care a fost da. În fața monedei. Dar grosomodo da. Se cam acționează concertat. Dar gândiți-vă că acum oamenii sărăcesc. Deci eu am decizii politice care sărăcesc oamenii. Asta este inflația. Le iau rezervele. În momentul în care le-am luat rezervele, le-am scăzut puterea de cumpărare, i-am făcut dependenți. De stat. De stat. De politic. Că statul nu există. Domnul stat... Statul sunt eu, zicea un da, rege francez. Nu, lumea se împarte între asupriți și asupritori. Bună și istorie. Deci, da. Deci, într-adevăr, la nivel individual, trebuie să cauți astfel de metode de apărare. Eu nu spun că imobilul nu... Sigur, dispersia riscului e cea mai bună metodă, nu? Până la urmă. Da. Dar dacă... stai și analizezi după aceea care, într-adevăr, e mai... Oriunde există risc. Dar, pe fundamente, dacă vreți, mai devreme sau mai târziu, omenirea va trebui să revină la chestia asta. Și eu chiar am speranța că va reveni, dar nu singură, trebuie să mai menținem noi flacăra cu emisiunea da, de gen. E clar că trebuie să venim și cu variante da, astea au fost 5.000 de ani, deci gândiți-vă că sistemul băncilor centrale și așa e vechi de 100 de ani. Adică e ceva mai mult. Extrem de recent, da. Istoric vorbind. N-are niciun trecut. Doar că nu mai trăiește nimeni dintre cei care să dea mărturie, să vină să spună da. Băi, îmi pare rău că am făcut așa. S-au născut cu el da. Și cred că este un dat. Nu e un dat. Poate fi schimbat și eu chiar cred că va fi schimbat. Altfel nu aș veni și n-aș predica